Când vine vorba de tensiune, cei mai mulți percepem tensiunea ca fiind ceva negativ. Tensiunea aduce o neliniște cu ea. Și este relativ normal să gândim astfel. Numai că, cumva, Dumnezeu a lăsat tensiunea în viața omului cu un scop, credem noi, cât se poate de precis. Tensiunea, două lucruri care nu potrivesc, care aparent intră într-un soi de conflict. Tensiunea te poate mobiliza. Când ceva creează o tensiune, îți strângi toate forțele. Trebuie să o rezolvi, trebuie să treci peste, trebuie să găsești o soluție. Astfel, tensiunea poate deveni ceva creativ, adică creează ceva, produce ceva. Și de cele mai multe ori, când treci cu bine printr-o tensiune, ești mai matur, ai înțeles mai mult, ești echilibrat, ai scăpat de tensiune, de dezechilibru. Suntem în această serie în care Dumnezeu, punând în fața noastră lucruri contrastante, aparent contradictorii, suntem într-o serie în care am încercat să găsim un echilibru între aceste cuplete prezente în Sfânta Scriptură și prezente în viața noastră. Astăzi este vremea libertății și a responsabilității. E bine, dorința de a fi liber este înnăscută în om. Orice om își dorește să fie liber. Nimeni nu-și dorește să fie un sclav. Vrem să avem puterea, autoritatea, capacitatea de a stabili ceea ce vrem să facem. Libertate și responsabilitate. Când ne uităm pe paginile Scripturii, vedem că libertatea, așa cum o întâlnim acolo, creează oarecare tensiune. Pentru că, până la urmă, nu-i libertatea aceea pe care undeva în subconștientul nostru ne-am dorit-o. Acea libertate în care fac ce vreau eu. Și nimeni nu-mi dictează nimic. Lucrurile stau în felul următor. Libertate și responsabilitate, tensiunea, așa cum o întâlnim în Scriptură. Am cules câteva pasaje, câteva texte din Scriptură care vorbesc despre libertate și responsabilitate. Sunt mult mai multe. Uitați-vă cam cum sunt prezentate cele două. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, spune Iisus. Și tot acolo în Ioan 8, eu sunt adevărul, El ne face liber. Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deci tari și nu intrați din nou în jugul sclaviei, ne spune Pavel în Galateni 5:1. Apoi Pavel continuă. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, însă nu o libertate care vă dă ocazia să trăiți pentru firea pământească. Oh, deci libertatea poate avea o componentă nocivă dacă nu este înțeleasă cum trebuie. Apoi Petru ne spune, trăiți ca niște oameni liberi, dar nu vă folosiți de libertate ca să vă ascundeți răutatea. Oh, deci libertatea poate fi abuzată. Poate fi distorsionată. Apoi Pavel ne spune în 1 Corinteni 6, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu voi fi stăpânit de nimic. Oh, deci anumite libertăți te pot înrobi, te pot înjuga. Apoi Pavel, câteva capitole mai încolo, în 1 Corinteni 10, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu toate consolidează, nu toate sunt constructive. Deci libertatea poate și să distrugă. Și iată cum citim astfel de texte în Scriptură și începem să ne punem întrebare. Bun, dar cât de liber sunt eu? Și cât de responsabil sunt eu? Până unde merge libertatea mea? Eu vreau să fiu liber, am fost creat să fiu liber. Hristos ne-a eliberat. Am fost chemați la libertate. Dar ce fel de libertate? Și trăim într-o astfel de tensiune pe care vrem să încercăm să o reglăm cât putem de mult astăzi.
Am văzut contrastul dintre libertate și responsabilitate. Haideți să explicăm puțin libertatea, să încercăm să o înțelegem așa cum trebuie. Libertatea explicată. Istoria omului începe cu o libertate limitată. Și nu-i puțin lucru. Istoria omului, a primului om, a primilor oameni, începe cu o libertate limitată. În generozitatea divină, Adam primește libertatea de a mânca din toți pomii din grădină, în afara pomului cunoștinței binelui și răului. Libertate limitată. Ai libertate să mănânci din toți pomii, cu o excepție, cu o limită, cu o responsabilitate. Apoi, istoria omului continuă cu o libertate eșuată, cum bine știm. Omul și-a abuzat libertatea primită, s-a răzvrătit împotriva autorității lui Dumnezeu, a vrut să fie liber complet, absolut, și a adus moartea în lume. Omul este o ființă dependentă, fie că ne place, fie că nu ne place. Dacă ne punem în gând că nu este așa, dacă încercăm să facem din independență scopul vieții noastre, ne autoamăgim, sfidăm realitatea. Că ne place, că nu ne place, suntem ființe dependente. Chiar în anii de independență adultă, în realitate noi toți suntem niște ființe dependente. Chiar acum când vorbesc eu, sunt dependent de activitățile și contribuțiile unei multitudini de oameni, unei multitudini de ființe umane. Oameni care generează electricitate, oameni care asigură sunetul, oameni care asigură aportul de aer proaspăt, de afară. Ca să nu mai vorbim de multe alte elemente de care depindem. În gândirea biblică, ființa umană este dependentă în mod radical de Dumnezeu, care cunoaște și susține fiecare atom al ființei noastre, și dependentă de omul de lângă om. Că ne place, că nu, aceasta este realitatea. Depindem de Dumnezeu în mod radical și depindem de cel de lângă noi. Înțelegerea creștină a libertății nu este libertate față de ordinea creației, ci libertate venită din supunere față de regulile creației. Din start observăm că nu suntem absolut liberi și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Ești cu adevărat liber doar în măsura în care respecti, te supui regulilor creației. Un pește, o ființă marină, este liberă doar dacă se supune, dacă își limitează libertatea pe care poate și-ar dori-o, dacă își limitează libertatea mediului pentru care a fost creat. Libertatea de a ieși din apă l-ar asfixia. Omul este limitat în libertatea de a trăi sub apă sau de a zbura pentru că așa a fost creat. Și atunci, libertatea umană este întotdeauna limitată de natura umană și de circumstanțele în care se află. Libertatea nu înseamnă posibilitatea și puterea de a face tot ceea ce îți dorești. De aici apar multele noastre frustrări în ce privește libertatea. Am vrea să facem tot ceea ce ne dorim și nimeni să nu ne dicteze nimic. E bine, nu se poate. Câte vreme ai o astfel de așteptare, eu fac ce vreau, te vei confrunta cu o mulțime de frustrări și chiar cu consecințe cât se poate de negative. Libertate nu înseamnă posibilitatea și puterea de a face tot ceea ce îți dorești. Încercările contemporane disperate de a face din om o persoană total autonomă, condusă de el însuși, un om care să-și facă propriile lui legi, sunt lipsite de realism, sunt fantezii. Eu nu sunt centrul universului. Eu nu sunt nici măcar centrul universului meu. Sunt doar o parte dintr-o poveste mai mare decât mine. Asta înseamnă că trebuie să mă împac cu gândul că sunt o ființă, că nu sunt o ființă absolut liberă, că sunt o ființă dependentă, că nu pot să fac tot ceea ce vreau, că depind de alții și de altele. Noi suntem niște reflexii ale unei alte realități. Uitați-vă, nu am ales să fim ființe umane, nici unul din noi. Ființe umane, o formă de viață bazată pe carbon.
Noi suntem parte dintr-o realitate mult mai mare. Nu mi-am ales trupul cu forma și limitările lui. Nu mi-am ales moștenirea genetică, nici structura creierului, nici a emoțiilor. Acestea, fie că îmi place, fie că nu, sunt parte a unei dotări primite. În plus, nu m-am născut nici ca un individ izolat. Am fost închis într-o rețea de relații. Nu mi-am ales mama și tata, nici bunicii, nici frații, nici surorile. Suntem închiși împreună într-o comunitate, legați împreună de îndatoriri unii față de alții. Deci nu suntem absolut liberi. Mai mult, intrăm în lume ca niște ființe neajutorate, total dependente de îngrijirea și iubirea părinților sau a altora. Apoi, în viață trecem printr-o fază în care alții sunt dependenți de noi și ajungem noi să-i protejăm, să-i îngrijim, să-i hrănim, să cheltuim pentru ei. Și apoi, mai apoi, cei mai mulți dintre noi ne vom sfârși viața fizică dependenți din nou de protecția și îngrijirea altora. Și acest scenariu pe care tocmai l-am descris nu este teribil, nu este degradant, nu este inuman, ci este exact designul vieții, realitatea, parte dintr-o poveste numită viață. Și atunci, nu e așa? Nu e așa că înțelegem mai bine îndemnul lui Dumnezeu de a ne dezvolta relații semnificative și armonioase? Înțelegem de ce depindem unii de alții? Pentru că dacă nu avem grijă unii de alții, ne distrugem unii pe alții. Noi nu suntem complet liberi. Suntem liberi sau nu suntem? Da, suntem liberi într-un anume perimetru, delimitat de latura biologică, morală, socială și spirituală. Suntem liberi, dar nu absolut liberi. Este o libertate îngrădită. Dar faptul că nu ești liber în mod absolut, nu împietează fericirea, împlinirea personală. Dimpotrivă, o sporește. Poți fi fericit și în cadrul limitat al libertății. Libertatea cu responsabilitatea par să se bată cap în cap. Libertatea explicată ne învață că nu suntem absolut liberi și să nu avem o astfel de pretenție. Noi depindem unii de ceilalți, suntem limitați de natura umană, de biologia noastră, de relațiile sociale, suntem limitați și în cele spirituale. Bun, dar dacă așa stau lucrurile, cum aplic libertatea în mod concret? Libertatea aplicată în viața de zi cu zi. Libertatea este un concept multifacetat în învățătura apostolilor. Dacă Biblia vorbește despre faptul că suntem liberi, suntem liberi față de ce? Care sunt acele câteva lucruri concrete pe care Biblia le afirmă și ne spune, sunteți liberi? Uitați-vă, sunt trei categorii mari. Unu, suntem liberi față de sau liberi de pedeapsa eternă. Scriptura spune cât se poate de clar. Problema ultima a omului a fost mereu păcatul. Dumnezeu în bunăvoința sa eternă oferă omului darul mântuirii prin Iisus Hristos, Fiul lui, care a ispășit pentru păcatele omului prin moarte. Astfel, cei ce sunt în Hristos, cei ce cred în El, au fost eliberați de pedeapsa eternă. Iată o primă libertate de care avem parte, toți cei care cred în Iisus Hristos, toți cei care îl urmează. Suntem liberi de pedeapsa eternă. Apoi, o altă fațetă a libertății este libertate față de sau liber de povara legii. Și asta este un lucru mare. Este un lucru extraordinar să fii liber de pedeapsa eternă, să nu ți se mai aplice. E o mare libertate. Dar suntem liberi și de povara legii. În ce sens? Legea aduce mânia lui Dumnezeu, ne spune Pavel în Roman 4:15. Legea aduce mânia lui Dumnezeu pentru că nimeni nu poate ține. Nu pentru că nu este bună, pentru că nimeni nu poate ține legea, Dumnezeu sau legea aduce mânia lui. E bine, Pavel explică și ne liniștește în Galateni 3, unde spune așa: înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii,
închiși până când avea să fie descoperită credința. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos. Legea ne arată cum ar trebui să fim. Pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, Iisus Hristos, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Ce vrea să zică Pavel aici? Vrea să zică următorul lucru. Legea diagnostichează, pune un diagnostic. Legea te împovărează cu mesajul ei. În ce fel? Păi legea este o oglindă. Legea spune, uite, așa ar trebui să fiți. Și vedem o mulțime de porunci. Este o oglindă pentru noi. Ne uităm și spunem, oh, nu mă ridic la nivelul acesta. Legea te împovărează cu mesajul ei. Legea îți spune, dacă ar vorbi, ți-ar spune, ești acuzabil. N-ai ținut nici cu tare lucru, nici cu tare lucru. Caz la fiecare pas. Ai căzut și aici, ai căzut și aici. Uite cum ar trebui să fii. Tu ești un eșec, ești un nenorocit, ești un slab, ești un bun de nimic din punctul meu al legii de vedere. Legea pune un diagnostic. Ești un ratat, ai pierdut, ai ratat ținta. Nu ești în stare să treci la nivelul meu de cerință. Legea împovărează. Ne arată foarte clar că noi nu putem să o ținem la nivelul absolut. Legea pune un diagnostic, ne diagnostichează. Harul ne eliberează. Harul, dacă ar putea vorbi, ne-ar spune, știu că ai căzut. Știu că n-ai ținut-o nici pe aceea. Știu că ai alunecat aici. Știu că nu poți, dar nu dispera. Rezolv eu fisurile. Harul spune, te iert. Îți ofer libertate. Chiar dacă nu poți ține legea în mod perfect, eu, Harul, te eliberez de povara legii, te eliberez de neținerea legii. O acopăr eu neținerea aceea în Hristos Iisus, care a plătit în locul nostru. Legea diagnostichează, Harul eliberează, acoperă. Legea este o supra-solicitare imposibilă de dus. Harul lui Hristos este un cadou de oferit. Să vă fie deci cunoscut, fraților, spune fapte 13, că prin el vi se vestește iertarea păcatelor și de toate lucrurile de care n-ați putut fi îndreptățiți prin legea lui Moise, pentru că n-ați putut să o țineți, este îndreptățit prin Iisus oricine crede. Legea spune diagnosticul, a ratat ținta, nu reușești. Harul, prin Iisus Hristos, spune, te acoperi eu unde nu poți ține. Și atunci, a doua libertate pe care Scriptura ne-o menționează, învățătura apostolilor ne-o menționează, este, suntem liberi de povara legii. Nu mai stăm apăsați, nu le pot ține, nici asta nu-mi iese, ce mă fac? Harul vine să spună, libertatea vine să ne spună, povara legii nu mai e peste tine. Hristos a acoperit-o. Și apoi mai este încă un aspect al libertății menționat în Scriptură. Mai suntem liberi de păcat, libertate față de, liberi de păcat. Ce înseamnă asta? Cel născut din nou, păcătosul iertat, nu doar că se bucură de promisiunea vieții veșnice, nu doar că nu mai este la cheremul legii, să-l judece legea, ce-l judecă harul, el primește și puterea de a trăi liber de păcat. Pentru că până acum era sclav al păcatului. Adevărat, adevărat, vă spun, spune Iisus în Ioan 8:34, că oricine trăiește în păcat este sclav al păcatului. Dar acum am primit puterea necesară, dar acum suntem liberi ca să nu mai păcătuim. Primim o libertate de a nu mai păcătui. Asta înseamnă că nu mai păcătuim? Nu. Ce înseamnă că avem puterea să ne opunem păcatului? Avem libertate, păcatul nu mai stăpânește peste noi, am fost eliberați de păcat și căderile noastre ulterioare sunt rezolvate în Hristos. Voi ați fost chemați la libertate, fraților. În Hristos suntem liberi ca să trăim fără păcat, nu liberi ca să trăim cum avem chef, dând frâu liber pornirilor naturii noastre păcătoase. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, însă nu o libertate care vă dă ocazia să trăiți pentru firea pământească. Nu la o astfel de libertate am fost chemați. Așa că libertatea creștină nu este o autorizare la a păcătui. Trăiți ca niște oameni liberi, ne-a spus Petru.
Dar nu vă folosiți de libertate ca să vă ascundeți răutatea. Libertate nu înseamnă să faci tot ceea ce vrei, deci, ci puterea de a face tot ceea ce este bine, tot ceea ce este corect. Așa ar trebui să înțelegem libertatea. În Hristos, deci, suntem liberi de consecințele păcatului, pedeapsa eternă, suntem liberi de sistemul opresiv al legii, legea nu mai decide destinul nostru, și suntem liberi de puterea păcatului. Nu mai suntem sclavi, nu mai suntem în lanțurile păcatului, am fost eliberați. Bun. Dar atunci se ridică întrebarea foarte practică. Am înțeles până acum, am înțeles că libertatea și responsabilitatea trebuie să se îmbine, trebuie ținute în echilibru. Libertatea este limitată, nu este absolută. Dar care sunt limitele libertății, concret? Mâine îmi încep săptămâna. Care sunt limitele, granițele libertății mele, libertății creștine? Care sunt responsabilitățile libertății, dacă vreți? Ei bine, acestea ar putea fi însumate într-o frază. Binele personal și iubirea aproapelui sunt limitele libertății creștine. Binele personal și iubirea aproapelui. Adică ești liber să faci tot ceea ce vrei până la granița, până la nivelul în care nu-ți dăunează ție fizic și spiritual. Sau ești liber să faci tot ceea ce vrei până la nivelul în care nu-ți rănește aproapele. Libertatea ta este maximă până nu-ți rănește aproapele. Libertatea este maximă până nu te rănești pe tine, atât fizic, cât și spiritual. Binele personal și iubirea aproapelui sunt limitele. Dar hai să mergem mai concret să vedem ce înseamnă binele personal și ce înseamnă iubirea aproapelui. Care sunt acele granițe, laturi concrete ale libertății? Vrem să ne delimităm spațiul, să știm în ce spațiu sunt liber să activez. Așa că granițele libertății sunt următoarele. O primă graniță are de-a face cu moralitatea, latura moralității. Asta vorbește despre păcat. Găsim în Scriptură o mulțime de porunci. Să nu faci cu tare, să nu faci cu tare, să faci cu tare. Întrebarea care se poate ridica aici, bine, dar de ce ne îngrădește Dumnezeu cu atâtea așteptări, cu atâtea porunci? E plină Scriptura de liste, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci cealaltă. De ce nu ne lasă să trăim absolut liberi? După cum vrem și simțim? Păi dacă sunt liber, să fiu liber. De ce îmi pune atâtea opreliști? De ce îmi greunează viața? Și răspunsul este următorul. 1. Ne pune atâtea opreliști, pune granița moralității pentru că El este așa cum ne cere nouă să fim. Poruncile Lui nu sunt aleatorii, spontane, subiective. Poruncile Lui ne-l descriu pe El. El este așa cum ne cere nouă să fim. Și vrea lângă El persoane care sunt la fel. Nu e așa? Nici unul dintre noi nu ne dorim pe lângă noi, nu ne facem prieteni în cercul nostru de prieteni. Nu-ți faci prieteni oameni care te mint, te înșală, se înfurie, invidiază, sunt lacomi, sunt mândri, sunt răi, sunt violenți. Nu ne înconjurăm cu astfel de oameni. De ce? Nu ne înconjurăm cu astfel de oameni. La fel și Dumnezeu ne spune care sunt granițele moralității pentru că El vrea să înconjoare cu astfel de oameni. Exact cum am face și noi. Și un al doilea răspuns la întrebarea de ce pune latura aceasta a moralității este, al doilea răspuns este următorul, pentru că ne-am rănit și distruge unii pe alții. Dacă nu ne-ar pune această graniță a moralității, ne-am rănit și distruge unii pe alții. Gândiți-vă, dacă am fi lăsați să facem tot ceea ce vrem și simțim, ne-am face rău unii altora. Pentru că uneori simt să-i facă rău celui de lângă mine. Pentru că uneori e interesul meu să-l calc în picioare pe cel de lângă mine, să iau de la el. Și dacă mă pot manifesta cum vreau eu și cum simt eu, atunci de cele mai multe ori îl călcăm în picioare pe cel de lângă noi. Nu mai avem nicio limită. Și gândiți-vă, dacă Dumnezeu mă lasă să fac ceea ce vreau, considerând că așa mă iubește pe mine,
ar arăta că îl urăște pe celălalt. Pentru că îmi îngăduie ca eu să-l rănesc, să-l chinui, să-l nedreptățesc pe cel de lângă mine. Pe mine mă iubește și pe el îl urăște, pentru că mă îngăduie să fac ce vreau eu. Poruncile, îngrădirile din Scriptură ne sunt date ca să ne facă bine. Libertatea are ca latură, ca una din laturi, moralitatea, binele și răul. O altă latură a libertății, o altă graniță a libertății, este cumpătarea, care are de-a face cu adicțiile. 1 Corinteni 6:12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu voi fi stăpânit de nimic. Sau, în traducerea Cornilescu, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. În alte cuvinte, sunt liber să fac o mulțime de lucruri până când ajung la granița stăpânirii. La granița înrobirii. De ce cumpătarea este o altă graniță a libertății? Pentru că orice adicție înseamnă lipsa autocontrolului. Adică tu nu mai ești stăpânul tău. Adică ți-ai pierdut libertatea. Ești robul adicției respective. Și atunci ești liber până acolo încât libertatea ta să nu te facă să fii dependent, să nu te înrobească în ceva, activitate sau substanță sau lucru care te stăpânește și nu mai ești acolo. O altă latură a libertății, o altă graniță a libertății are de-a face cu iubirea aproapelui. Primele două au de-a face cu binele personal. Așa că a treia latură a graniței libertății este binele sau întărirea altora. În 1 Corinteni 10, Pavel repete ideea, modificând-o puțin. Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, nu sunt benefice. Toate sunt îngăduite, dar nu toate consolidează, nu toate sunt constructive. Și continuă Pavel, nimeni să nu urmărească ce este bine pentru el, ci fiecare să urmărească ce este bine pentru celălalt. Foarte sus este standardul. Dar ești liber să faci tot ceea ce vrei câtă vreme. Nu-i faci rău la celălalt, câtă vreme îl întărești pe celălalt. Câtă vreme îl slujești pe celălalt, câtă vreme îi faci bine. Binele celuilalt trebuie să surclaseze binele meu. Și iată o altă latură, deci, a libertății. Pot fi liber să fac tot ceea ce mi-aș dori să fac, câtă vreme ceea ce fac îl întărește pe celălalt, îi face bine celuilalt. O altă latură a libertății, o altă graniță, este căderea sau împiedicarea altora. Piatra de potignire, ca expresie cu care suntem obișnuiți. Și Roman 14 și 1 Corinteni 8 prezintă o argumentare în favoarea echilibrului între convingerile personale, libertățile personale și responsabilitatea față de alți membri ai comunității de credință. Roman 14 și 1 Corinteni 8, 9 și 10 dezvoltă acest argument. Sigur că temele folosite acolo pentru argumentare sunt regimul alimentar, circumcizia și zilele de sărbătoare. Pe vremea aceea, acestea erau cele mai aprinse certuri, izvorâte din legea mozaică, care opunea rezistență în fața noii libertăți primite în Hristos. Așa că libertățile de atunci se manifestau în zonele acestea, a mâncărurilor permise și nepermise, a practicării circumciziei, a căror zile de sărbătoare pe care le ținem și pe care nu. Astăzi se mențin și acestea, spre surprinderea mea, în unele cercuri și se adaugă și alte controverse contemporane. Eu știu, tatuaje, piercinguri, îmbrăcăminte, filme, jocuri, video, cărți și lista poate continua. Libertatea și responsabilitatea rămân active, inclusiv în zilele noastre. E bine, argumentarea lui Pavel încearcă să-l mute pe cel tare de la extrema disprețului față de cel mai puțin liber și să-l mute pe cel slab de la extrema judecății celui ce are mai multă libertate. Argumentarea lui Pavel se mișcă de la dispreț la judecată. Pe cel ce disprețuiește vrea să-l învețe să nu mai disprețuiască, pe cel ce judecă vrea să-l învețe să nu mai judece. Asta spune în Romani 14:3. Cel ce mănâncă orice
să nu-l disprețuiască pe cel ce nu mănâncă. Iar cel ce nu mănâncă orice, să nu-l judece pe cel ce mănâncă. Pentru că Dumnezeu l-a primit. Dumnezeu l-a primit pe fiecare. Atât pe unul, cât și pe celălalt. Deci amândoi, și cel slab și cel tare, au responsabilitatea să nu-și impună convingerile. Ambele extreme au ca rădăcină mândria. Ambele. La cel tare, mândria lui este că e mai plin de cunoștință, mai educat, mai liber. La cel slab, mândria lui este că este mai sfânt, mai curat, mai autentic, mai limitat. Și observați, la rădăcina ambelor extreme este tot mândria. Diferită, dar tot mândrie este. Așa că avertizmentul lui Pavel este cât se poate declara în Roman 14, versetele 12 și 13. Prin urmare, și ca o concluzie, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți în calea fratelui vostru, la ambele extreme se referă, ceva care să-l facă să cadă sau ceva care să-l facă să păcătuiască. Adică nu încercați să vă impuneți, să-l faceți pe celălalt să trăiască după convingerile tale, pentru că îl faci să păcătuiască. Trebuie să fim atenți ca libertatea personală să nu îl împingă pe altul să facă ceva ce nu-i convins să facă. Să fim atenți ca libertatea personală să nu distrugă credința altora. Și atunci, o întrebare imediată și practică este, bine, și atunci mereu trebuie mers pe calea minimei rezistențe? Adică dacă unul din comunitate este vegetarian, abstinent sau ține sabatul, înseamnă că și eu trebuie să mă supun lui pentru că el este mai slab și atunci mergem mereu pe calea minimei libertăți? Nu! Nu așa trebuie înțeles îndemnul. Pavel își începe în versetul 1, Roman 14, astfel. Primiți-l bine pe cel slab în credință și nu-l implicați în dispute referitoare la chestiuni discutabile. Observați? Nu-l implicați în dispute referitoare la chestiuni discutabile. Nu faptul că mănânci sau bei sau ții o sărbătoare în fața fratelui tău care are alte convingeri, nu asta te face să păcătuiești, ci încercarea, căutarea de a-l împinge să practice libertățile tale câtă vreme el nu este convins. Și finalul argumentării susține punctul acesta de vedere. Încredințarea pe care o ai, încheie Pavel, păstrează-o între tine și Dumnezeu. Adică secretă? Nu! Nu e o treabă secretă între tine și Dumnezeu. Ci sensul este acesta, încredințarea pe care o ai păstrează-o între tine și Dumnezeu. Adică nu o forța, este între tine și El. Nu o forța, încredințarea ta, nu o forța, nu-l presa pe altul, nu-l manipula pe celălalt în direcția ta, nu-l atrage să facă, să vină și să practice ceea ce tu practici. Fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce consideră că este bine. Însă omul care se îndoiește este condamnat dacă mănâncă, pentru că nu o face din încredințare. L-ai presat, l-ai forțat, l-ai atras să trăiască ca tine când el n-are libertatea asta. Făcând-o, l-ai făcut să păcătuiască, l-ai făcut să cadă. Tot ce nu vine din încredințare este păcat, încheie Pavel. Așa că iată câteva granițe ale libertății personale. Binele personal și iubirea aproapelui sunt limitele libertății creștine. Ce e de făcut? În mod practic? Sfat pentru credinciosul tare. Nu te da în spectacol cu libertatea ta. Ca nu cumva să-l împingi pe credinciosul mai slab să cadă. Nu disprețui pe cel ce nu are libertatea ta. Sfat pentru credinciosul slab? Nu manipula pe alții cu întristarea sau cu potignirea ca să coboare la preferințele tale. Și știm cu toții foarte bine. Nimeni nu vine să spună, eu sunt slab și din cauza aceasta te rog să nu faci lucru cu tare. Toți care vin să spună ceva spun, nu pentru mine, eu sunt ok, dar sunt alții care se potignesc. N-am văzut nici unul să vină să-mi spună, eu sunt foarte slab, dacă faci asta îmi pierd credința. N-am văzut așa ceva. Așa că cel slab, chiar dacă n-ai reușit să ajungi la libertatea pe care o vezi la altul, caută să cunoști mai mult. Nu te complace în starea de slab. Și mai ales nici unul, nici altul. Nu vă judecați unul pe altul. Nu disprețui și nu judeca.
nu atrage pe nimeni, cum spune Roman 14:1, nu atrage pe nimeni în dispute despre subiecte controversate. Până la urmă, Roman 14, dacă vreți, în esență spune următoarele lucruri. Fiți deschiși, nu controlativi. Dumnezeu se ocupă de fiecare. Nu încerca să controlezi pe altul, să-l împin să facă ceea ce vrei tu. Apoi mai spune, ține-te de convingerile tale. Asigură-te că sunt bine fundamentate. Învață, încearcă să înțelegi de ce faci ceea ce crezi, de ce ai convingerile pe care le ai. Apoi, urmărește lucrurile constructive. Ăștia sunt principiile de esență din Roman 14. Urmărește lucrurile constructive, adică unitatea și binele celuilalt din biserică sunt mai importante decât preferințele, libertățile sau chiar convingerile tale. Și următorul lucru, nu-l face să păcătuiască pe cel de lângă tine prin impunerea libertăților tale asupra lui. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. În esență, Roman 14 s-ar putea aranja pe structura aceasta. O să mai dezvoltăm subiectul foarte probabil în toamna aceasta, când vom lua epistola către romani și vom trece prin ea împreună cu biserica. Bine, Rei, dar sincer, tot n-ai fost clar astăzi. N-ai fost clar. Mănânc sau nu mănânc? Beau sau nu beau? Țin ziua cu tare sau nu o țin? Mă îmbrac sau nu mă îmbrac? Ascult muzica sau nu o ascult dacă nu-i place sau îl deranjează pe cel de lângă mine? Și răspunsul este da. Din nou, da. Mănânci sau nu mănânci? Bei sau nu bei? Ții ziua sau nu ții? Răspunsul este da, exact. N-am fost clar dintr-un punct de vedere, dar sper că am fost clar din alt punct de vedere. Neclaritatea aceasta este acolo în Scriptură. Ne zbatem cu ea de secole. Dumnezeu a lăsat-o acolo, pentru că Dumnezeu lasă o tensiune ca să ne țină alerți. Până la urmă, ceea ce avem de învățat este, bun, ce fac cu libertatea și cu responsabilitatea mea? Până la urmă, chiar dacă n-am fost clar în mod absolut, n-am lăsat un tipar de funcționare, sper că am fost clar că nu există o rețetă, un tipar bun la toate. Sper că am fost clar, măcar cu următorul lucru, fiecare caz în care te afli, fiecare caz de manifestare a libertății personale, trebuie analizat și abordat specific sub îndrumarea Duhului Sfânt. Trebuie luat în serios de fiecare în parte. Nu trăi cum te taie capul, ci trăiește liber, dar asumat. Analizează fiecare caz în care te afli. Este o tensiune la mijloc? Da, este. Ești frământat, fac bine sau nu fac bine? Da, poți să fii frământat. Dar exact asta se vrea. Exact asta este tensiunea creativă, constructivă, care te obligă să gândești. Te obligă să ții cont de tine și de cel de lângă tine. Oare îmi permit asta sau nu mi-o permit aici, în cadrul acesta? Și acționează după cum ai încredințarea personală. Nu face ce face altul de lângă tine. Aici este tensiunea constructivă. Te maturizează dacă te raportezi la fiecare caz cu inimă bună. Uneori lași după celălalt și te restrângi, alteori nu lași. Pentru că lăsând, tu nu-l ajuți, ci îl afunzi în imaturitatea lui. Îl derutezi pe drum. Îi permiți să se amăgească, să-și ridice preferințele sau chiar convingerile la rang de idol. A face diferența între ele, asta e maturitatea. Și a face diferența între una și alta, când las după el și când nu las, când trăiesc cu libertatea pe care o am sau când mi-o rețin de dragul celuilalt, a face diferența între ele înseamnă maturitate. Te obligă să gândești. Este o tensiune creativă, constructivă. Și da, putem avea păreri diferite cu privire la abordarea aleasă. Poate tu ai face într-un fel, poate aș face altfel în acea situație. Da, și putem greși uneori cu abordarea aleasă. Da, putem greși. Dar eu cred că Dumnezeu ne va cântări fiecăruia seriozitatea și bunăvoința cu care am decis, cu care am făcut analiza aceasta sub îndrumarea Duhului Sfânt. Dacă o faci cu inimă bună, doritor, gândindu-te la binele celuilalt,
la ce l-ar putea tulbura, la ce ar putea face bine. Chiar dacă ai abordat greșit, seriozitatea și bunăvoința cu care ai decis, cred că Dumnezeu va ține cont de ea. Dar totuși, vrem câteva lucruri foarte concrete. Când ești frământat cu privire la manifestarea libertăților personale, iată câteva întrebări ajutătoare. Poate ne orientează puțin în analiza de care vorbeam sub îndrumarea Duhului Sfânt. 1. Ajută mărturiei mele pentru Hristos? Sunt motivat, când vreau să am libertatea respectivă, sunt motivat de dorința de a ajuta pe alții să-L cunoască mai bine pe Iisus? Pavel spune, căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câștig pe cei mai mulți. M-am făcut tuturor totul ca să-i salvez cu orice preț pe unii. Pe toate le fac de dragul Evangheliei, ca să fiu și eu părtaș la ea. Sau, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți ca să fie mântuiți. A doua întrebare ajutătoare. Este cel mai bun și benefic demers pentru mine? Manifestarea libertății la care mă gândesc? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Îmi este de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Sau nu toate sunt constructive. Construiește ceva în mine? 3. Iau în calcul doar interesele mele sau chiar îmi pasă de cel de lângă mine? Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Și 4. Îl onorează pe Dumnezeu ceea ce vreau să fac? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. N-am dat răspuns la toate. Tensiunea creativă rămâne și vom rămâne cu ea. Și trebuie să o practicăm fiecare dintre noi în foarte multe situații ale vieții. Dar ne-ar plăcea abordarea de gen patului Procust. Procust este un personaj din mitologia greacă. El îi ademenea pe călători, multă înțelepciune în povestea asta, el îi ademenea pe călători și le oferea ospitalitate în casa lui. Odată ajuns în casa lui, îi obliga să se întindă pe un pat de aramă. Dacă călătorul era prea scurt, prea scund, îl prindea de mâini și de picioare și îl întindea la dimensiunile patului. Bineînțeles că călătorul murea. Dacă călătorul era prea lung, îi tăia picioarele sau capul ca să se potrivească cu dimensiunea patului lui de aramă. De multe ori în viață ne-ar plăcea un pat al lui Procust. Ne-ar plăcea să avem patul acesta, tiparul acesta și tot ce nu potrivește jos cu el. Ne-ar fi foarte simplu, dar n-am crește deloc. Dumnezeu refuză simbolul patului lui Procust. Simbolul practicilor abuzive de încadrare a oamenilor în anumite tipare prestabilite și foarte subiective. Așa că, în concluzie, rămânem cu o tensiune, nu-i așa? Corect, așa și trebuie. Aici este valoarea întregii serii de predicare. În ce privește subiectul nostru, în concluzie, să nu ne facem iluzii, să nu ne creăm așteptări nerealiste. Libertate absolută nu există. Libertatea adevărată, autentică, are loc între granițele stabilite de Dumnezeu. Granițe fizice, morale, sociale, spirituale. Libertatea îngrădită, limitată, cu care am fost înzestrați, nu împiedică fericirea personală, ba mai degrabă o sporește, o intensifică. Așa că, concluzia concluziilor, așa că trăiește liber în perimetrul stabilit de Dumnezeu. Trăiește liber și responsabil și astfel, doar astfel, vei fi împlinit și întreg.